din Kosovo. Irimuș, ai pământ pe centru, Irimuș. Du-te, no! 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 Bine! Din punct de vedere sentimental este extraordinar, din punct de vedere fizic un pic mai puțin, au trecut ani peste noi, am mai îmbătrânit mult și au păstrat condiția fizică, ceea ce despre mine nu pot să spun din păcate, dar a fost o revedere foarte plăcută, foarte orice și chiar o idee foarte bună a organizatorilor care m-au coptat și pe mine ulterior, după aceea să ajut cu sprijinul, pentru că sunt cetățean al orașului Tășnat și aveam mai posibilități să mă ocup personal. Ce ne puteți spune despre Chimia Tășnat? Cum a fost Chimia Tășnat? Despre Chimia Tășnad, eu am activat ca junior la echipa mare și 2 ani de zile și după am activat un an de zile, după am jucat la alte cluburi, am fost plecat. Am învățat multe, mai mari ca mine, diferența de vârstă era, eu la 16 ani am fost prima dată junior la echipa mare, când atunci era obligatoriu. Și am învățat foarte mult de la ei, sunt niște băieți extraordinari despre viață, despre tot, despre comportament, despre modul de fair play. Nu să am numai cuvinte de laudă și despre inițiativa de ziua de astăzi și mulțumim tuturor participanților care au putut să vină, care ne-au onorat cu prezența și din străinătate, avem colegi din Slovacia care au venit din Ungaria. Ne cerem scuze de la cei care probabil le-am uitat afară și cu regret ne aducem aminte de cei care au decedat. Care este cea mai frumoasă amintire pe care o aveți de la Chimia Tășnad? Cele mai frumoase amintiri de la Chimia Tășnad sunt cantonamentele care le-am făcut la Stâna de Vale și la Sovata, unde am fost numai noi bărbații, vă dați seama că a fost foarte frumos. Plus victorile din deplasare, deplasările făcute, atunci se pleca înainte cu o zi, eram cazați la hotel, mini-cantonamentele, era fotbalul județean și divizia aceea era altfel perceput atunci și altfel finanțat. Din păcate, acum mai greu de la bugetul local să aloci o sumă și oameni omenoși și sponsori mai sunt, dar nu chiar așa de mulți precum am vrea noi, care iubitori de sport, iubitori de sport, în general, nu numai de fotbal. Despre Tășnad a fost, este echipa elită fanion a orașului Tășnad, Chimia, anii de glorie a echipei Chimia a orașului Tășnad. S-au perindat mulți jucători, atunci aveai posibilitatea să aduci din alte localități, puteai să le oferi loc de muncă, puteai să le oferi locuință, salarii decente, acceptabile, dar momente foarte frumoase și greu de uitat, greu de uitat. Va mai avea Tășnad o echipă de aia? Din păcate, nu cred că o să mai aibă, să zic, următorii 10 ani, dar nu se știe niciodată dacă vor fi restructurări de la Federația Română de Fotbal și vom avea o posibilitate să se revină așa să fie numai județe limitrofe, să formeze o grupă de divizia C, posibil, dar am observat că în județ sunt alte localități și chiar alte comune care pun mai mare bază pe fotbal decât orașul Tășnad, din păcate. Trebuie să recunosc, asta este. A fost cu emoții, bineînțeles, după 30 de ani, anii tinereții mele, am petrecut un an de zile și la Chimia Tășnad. Ideea a fost al meu și al lui Irimuș. Ne-am întâlnit chiar la un meci de FCB Or, FC Olimpia la Oradea și nu ne-am văzut de ani de zile. Zice că ce-ar fi să ne vedem chiar la stadionul din Tășnad și noi împreună am lansat cu domnul Secan și am organizat evenimentul ăsta. Eu zic că a fost bine să ne revedem după 30 de ani. Vedeți că cu kilogramele mai multe, cu părul mai deschis un pic, dar e o plăcere să mă întâlnesc cu foștii mei colegi. Care este cea mai frumoasă amintire pe care o aveți de la Chimia? Amintirea? Ce să zic? Ar fi când am bătut pe Victoria Carei, echipa mea de suflet. A fost un derby pentru mine, am fost înjurat și de Tășnădem și de Careieni, meciul ăla respectiv. Dar am jucat totdeauna, unde am jucat, am apărat culorile clubului. Ca și organizator, promiteți revederi și în anii care urmează? Asta nu depinde de mine, din păcate vedeți că 4 colegi de ai noștri deja sunt
pe partea cealaltă a vieții, deci nu mai sunt în viață și ne pare rău de ei. Sperăm să ne mai putem întâlni. Eu, din partea mea, m-aș întâlni săptămâna cu colegii mei, dar nu numai de mine depinde. Ca organizator, fac tot posibilul. Foarte binevenită. Pentru toți nu ne-am văzut cu mulți, cel puțin de vreo 20 de ani. Bine gândită, cine o s-a gândit la treaba asta, ar trebui repetat mai multe ori. Și ce să mai spun, din păcate avem niște colegi care lipsesc. Ce amintiri frumoase vă leagă de numele Chimia Tășnat? Amintiri frumoase? La ce vă referiți? La meciuri sau la ceva? Meciuri, la activitate, la... Păi la meciuri, cea mai frumoasă, așa, pe CFR-ul Cluj, care campioana țării, i-am bătut acasă cu 3-2, am scos din cursă, asta mi-e cel mai care. Mi-a rămas așa tot timpul și îmi rămâne în amintire. Vor mai fi astăzi de reîntâlniri între... Da, facem, dar acum o să facem mai des, că stai cam mult, 30 de ani. Diferent, sunt unii care nici nu mai cunoaștem. Eu, de exemplu, nu l-am cunoscut pe portarul, pe Șuta. Asta e. Și păcat că nu ne întâlnim, mai ales că suntem, nu știu dacă ați văzut, vreo 4-5 din ăștia din Tășnat, care vedinaj, judo, care mai facem săptămânal de două ori. Noi mai facem mișcări, mai umblăm în Slovacia, de exemplu, Gheorghe, care a fost în poartă reprezentat aici, el stă în Slovacia. Fiecare an mergem la ei, ei vin la noi. A fost o plăcere din partea noastră și le mulțumesc că pe calea asta că au răspuns cu prezența foarte mulți jucători și în special suporterii nu ne-au uitat, au venit în lume mare la stadion. Păcat de cei care au trecut în eternitate și... Ce să zicem, am îmbătrânit, ăsta-i necazul. Este mai ușor acum să fiți antrenor decât jucător? Da. Ați avut acolo și o transversală? Am avut, astea sunt amintiri. Amintiri, trăim și din amintiri. Ce să facem? Ce vă amintiți din perioada, din anii 80? O plăcere nemaipomenită, fiind rezultatele și a noastre din campionatele care au fost foarte strânse și echipe foarte bune, fiind o Chimia Tășnat, fiind o echipă de divizia aceea aproape cea mai bună din județ. Și mulțumim pe calea asta sprijinul acordat de primărie, de conducerea orașului și când a fost pe vremele Ceaușescu și acum, că păcat că nu sunt tineri în ziua de astăzi cu ambiție, le trebuie multă convingere și vreau dintr-o dată să realizeze financiar și la echipe mari. Vor mai fi astfel de meciuri demonstrative, cum l-ați numit? Poftim? Vor mai fi astfel de meciuri demonstrative? Sperăm la repriza 3-a să ne înțelegem, să fie și la anul, să nu ne uităm și să luăm relații cât mai multe și e bine să ne vedem mai des. Platanul Marna promovează? Păi, am vrea să promovăm. Da, apoi mai este încă din campionat și vrem să promovăm. Avem o șansă bună acum, avem stadion, avem teren foarte bun, jucători și vrem să promovăm.